este foarte important ca fiecare să fie atent la felul cum sărbătorește ceea ce sărbătorește. Știți că și sărbătoarea cinei Domnului poate fi afectată? Cei din Corint serbau cina. Dar lângă ea era o masă grea la un capăt, că n-aveau toți la fel. Și atunci unii se adunau și efectiv azima și rodul viței cădeau într-un plan secund și mergeau până acolo încât trăgeau o beție și se îmbuibau. Ei, la fel, cine ține vreo sărbătoare trebuie să fie foarte atent să nu se adauge lucrurile care nu sunt plăcute Domnului. Cum știți, scrie Isaia 1, Domnul nu poate vedea sărbătoarea unită cu nelegiuire. Sărbătoarea asta de iarnă legată de nașterea Domnului este foarte afectată, fiindcă este personajul Moș Crăciun. La Paște nu este un personaj atât de influent. Atunci sunt doar niște tradiții din astea mai mărunte. Pe când acum moșul s-a instalat cu sacul tot și a ocupat tot spațiul. Când Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă șarpele de aram în pustie, el și-a îndeplinit mandatul, dar în urmă oamenii au făcut din el un idol și scrie în 2 Împărați 18 că de-abia Ezechia l-a demontat și între timp oamenii îl numeau Nehuștan. Chiar când dimineața aș fi vrut să știu ce înseamnă în ebraică, dar nu știu, cum de altfel nimeni nu e în stare să lămurească cu exactitate în toate limbile de unde apare expresia Crăciun. Moș Gerila comuniștilor era de la frig. Dar Moș Crăciun nu știu oamenii exact în diferite limbi de unde este. Cum este cu Santa Claus, Nicola și așa mai departe. Bine, cu Nicola este o anumită poveste istorică. Spune Scriptura în cartea Osea, de exemplu, că oamenii au uitat că Dumnezeu le dădea toate binecuvântările și le-au pus pe seama idolilor. Vedeți, Moș Crăciun pare foarte darnic. Dar ciudat. Tot anul oamenii primesc de la Dumnezeu și zic așa, mulțam, Doamne, din vreo obișnuință. Dar când aduce moșul ceva, trebuie cinstit. Dar asta e ca și cum cineva ți-ar aduce în fiecare zi de-a lungul anului să-ți lase în curte tot ce ai nevoie, lapte, pâine și așa mai departe. La sfârșitul anului apare nemernicul ăsta. Ia ceva din ce ți-a adus Domnul, că doar nu le aduce de la el. Că zic că Moș Geril ăsta, Moș Crăciun ăsta are reședința undeva pe o banchiză de gheață la Groenlanda. Acolo nu se face nimic. Bine, nu că e acolo. Dar așa e povestea. El ia din ceea ce aduce Domnul. Și asta e foarte, foarte grav ca cineva să se pună vreo recompensă, vreo mulțumire pe seama darurilor vreunui moș, fie Nicolae sau Crăciun. Vedeți, lumea este foarte incisivă. Pe toate mărfurile în vremea asta, de la ciocolată până la plase și așa mai departe, el apare moșul. Să apară și în casele noastre? Ia vă rog, faceți curățenie și dacă găsiți pe acasă ceva, vreo păpușă de genul ăsta, alungați-o. Este ca și un lucru vrăjitoresc. Nu este ceva plăcut Domnului. Nu ceva real. Puteți ține acasă tot ceea ce e din natură, ceea ce e creat de Dumnezeu, ceea ce ne îndreaptă spre Dumnezeu. De exemplu, la soția mea tare mult îi plac pietrele. Ea provine din zona aia oriferă, de la Roșia Montană. Are și de pe acolo fel și fel de minereuri, de pe unde am fost cu ea prin diferite locuri și a adus ea câte o pietricică. Măi, dacă când vezi o piatră, la ce te poți gândi? La Dumnezeu care le-a creat. Dar când vezi pe moșul ăsta, la ce te gândești? Te gândești la Dumnezeu? Cum l-a făcut așa, cu roșu și cu alb? Nici de cum. Deci îți ia imaginea de la Dumnezeu. Și face ca lucrurile să fie afectate. Dumnezeu, într-o altă ordine de idei, la sărbătoare, Dumnezeu nu suportă ca nimeni să ia slava Lui. Sora Vetuța a avut recent o descoperire într-o noapte, după ce cu vreo 2 săptămâni înainte a fost o prorocie în adunare și Domnul a zis, îți voi arăta ceva într-un vis de noapte încât îți va fi greu să relatezi cele ce ai văzut.
Și a văzut un palat care nu putea să fie descris. Să spui că până aici îi puse cărămiți și de aici umbrează alt material sau e tencuit așa sau așa. Totul era de niște sclipiri și niște culori care e greu să le spui că e verde, că e albastru sau ce e. Acolo se spunea că este palatul împăratului și se așteaptă să aibă loc nunta fiului împăratului. Mireasa era într-o cameră și se pregătea. Era împodobită într-un mod extraordinar. Printre altele spunea cum ar fi aici la mâini, vedeți cum au unele haine, ceea ce slujea și pe post de aripi. Era tot sclipiri ca simbol al darurilor care sunt lăsate Domnul în biserică. Și undeva pe un platou mai jos, erau niște scări ce coborau într-acolo, erau oamenii care așteptau să înceapă nunta și unii își pierduseră răbdarea. De ce nu mai vine, nu mai începe nunta, de ce nu iese Mirele? Mireasa, și Mirele spunea, mireasa încă nu-i gata. Încă nu-i pregătită. Și la un moment dat unii au zis că ei pleacă, nu mai așteaptă. Și atunci mireasa, cunoscând și ea situația, a coborât pe scările astea, dar ca să nu-și afecteze haina, erau pe marginea scărilor niște vaze cu flori, le-a mutat puțin mai încolo, să-și lărzească drumul ca să ajungă la ei acolo. Și le-a spus să stea, că nunta va începe, dar parcă ei tot nu voiau. Și atunci s-a apucat și a cântat în fața lor, a dansat ca o balerină, cu aripile alea s-a și înălțat în sus, iar s-a lăsat jos, toți s-au bătut în palme, a mai făcut încă o dată, s-a retras în camera ei, unde trebuia să se pregătească, se prezintă Mirelea și spune, de ce a ieșit fără aprobare și mai grav, de ce ai luat slava care trebuie să rămână numai a Domnului? Pentru asta ți se ia haina și va fi îmbrăcată alta cu ea. A căzut în genunchi și a început să plângă. Și undeva, într-o altă cameră, erau slujitori ai Domnului, proroci, evangheliști, care aveau menirea să trezească poporul și să îl țină în așteptarea Mirelui. Și-a luat Domnul pe oalta, a îmbrăcat-o și când a văzut-o în vis, asta avea ceva în plus. În jurul gâtului avea ca un fel de trandafiri roșii. Oamenii erau în aceeași nerăbdare. Asta n-a ieșit de capul ei și a cerut voie Mirelui și a zis, pot să mă duc să le spun oamenilor să aștepte? Du-te, dar fii atent. Când s-a dus, a coborât pe scări, a pus mai întâi vasele la locul lor, florile, apoi le-a spus aștepte, că Dumnezeu nu-și calcă cuvântul și dacă a spus că vine, vine. Când oamenii au vrut să o aplaude, ea n-a făcut nici schemele alea de balet, nici n-a primit laudele și a spus, nu, slava rămâne a Domnului. Noi îl așteptăm în smerenie, în sfințenie și trebuie să ne pregătim și eu și tot poporul. S-a întors înapoi și a ajuns în cameră la ceea ce fusese mireasă, care plângea acolo, spunea, vai, ce o să fie de mine? Și asta i-a spus așa. A spus, plânge în continuare, că nu ți-ai pierdut șansa. Ce s-a arătat sunt niște simboluri. Tu ești biserica și a spus, asta e starea bisericii în vremea aceasta. Au ajuns să dea slavă la oameni și să accepte slava lumii acesteia și de aceea Dumnezeu e dezbrăcat de darurile și lucrările sale, care nu mai sunt în popor. Decât într-un mod foarte puțin, fiindcă oamenii își dau slavă unul altuia și nu este slăvit Dumnezeu și de aceea El și-a retras toate aceste podoabe. Zice, dar ce ai tu nou aici în jurul gâtului? A spus, vine vremea că vor fi martiri, astea semnele martirajului. Tu plânge, pocăiește-te, că vei îmbrăca și tu haina din nou. Eu voi fi gâtul și Domnul Hristos va fi capul. Și au zis, numai în vreme de martiraj mai poate să aducă biserica în starea de a da slavă Domnului și de a scoate lucrurile lumești din ea. Și tare multe lucruri lumești se adaugă la sărbători și în alte împrejurări. Dragii mei, Dumnezeu să vă dea harul să fiți cu toată inima dați Domnului. Pentru că ceea ce se cere, zice aici despre Ezechia, versetul 6, el s-a lipit de Domnul. Deci ea, orice alt lucru de care ne putem noi alipi și care poate sta între noi și Domnul, trebuie îndepărtat. Tot despre Israel este scris în cartea Osea, în mod special despre Efraim, regatul de nord, capitolul 4, versetul 17, Efraim s-a lipit de idole. Să ne verificăm fiecare de ce este legată, lipită inima noastră. La noi în biserică avem o tânără prorociță și acum de sărbători, seara, la 11, Domnul îi spune,
sună, te rog, la sora cu... Îi spune, sună, nu că te rog, sună la sora cu tare și spune că ce face ea acum nu place Domnului. Și Doamne, dai târziu, poate doarme. Nu doarme. O sunat, ce făcea sora aceea? Atunci arunja bradul și punea luminile. Și a spus, Domnul se uite cu mâhnire din cer la ceea ce tu faci acum. Ori spre cât se uite Domnul cu mâhnire? Pentru că astfel copiii noștri vor fi atrași de aceste lucruri, de un moș, de imagini, de sclipiri, pentru ca din toate să fie scos Domnul. Un om care este lipit de Domnul nu va accepta altceva și toate vor fi date la o parte. Nici astăzi nu se știe dacă evreii când au făcut viței aceia doi, la Dan și la Betel, și-au imaginat că Dumnezeu e reprezentat prin vițelul acela sau că viței acele reprezintă doar carul de heruvimi pe care stă Dumnezeu și Dumnezeu e invizibil. Deci nu slăburiți nici astăzi. Ce-au gândit evreii atunci? Dar ce-i clar? Cine s-a mai gândit că Dumnezeu ar fi reprezentat în ei sau că ar sta deasupra peste ei? Oamenii au rămas cu viței. La ei s-au închinat. Așa au fost cu toți idolii de-a lungul veacurilor. Deci ceea ce se vede, de aceea Dumnezeu vrea o religie a credinței, a spiritului. Nu degeaba a spus Dumnezeu la evrei, n-ați văzut nimic. Putem să înfrumusețăm casele noastre, știu eu, ceea ce este în proprietatea noastră, repet, cu lucruri din natură, dar nici astea n-au voie să ia locul slavei lui Dumnezeu. Pentru că e scris în Romani 1 că oamenii au ajuns să se închine făpturii sau alții, cum sunt anumite triburi prin Africa, se închine efectiv naturii și consideră că Dumnezeu e și într-o stâncă, și într-un pom și așa mai departe. De aceea spune Apostolul Pavel și cu asta ne apropiem să închem, zice în 1 Corinteni 2, n-am vrut să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El. De aceea imaginea aceasta, se serbează duminica ca ziua învierii, este o sărbătoare peste an a învierii Domnului. Este sărbătoarea cinei Domnului, a morții și învierii Domnului. Acestea trebuie să aibă valoare în viața noastră. Și să ne ferim de celelalte lucruri, pentru că noi mergem până la un punct. Copiii noștri vor merge mai încolo. Și nepoții noștri nu mai știu unde am fost noi. Așa se strică lucrurile. Omul este slab și este foarte atras de ceea ce vede. Ceea ce omul vizualizează, suprimă ceea ce crede, ceea ce are în mintea lui. Plus că cei care văd vor fi și ei influențați la rândul lor. Dumnezeu să vă păstreze inima plină de o dragoste sfântă. Să vă lipiți de Domnul cu toată pasiunea, pentru că nu știu cât mai este până vine Domnul, nu știu ce probleme vin, legând ce am spus acum de ceea ce ziceam la început, există riscul să fim rătăciți. Influențați, duși în rătăcire, de idol, știți, scrie asta, de lucruri lumii acesteia, de multe altele. Dar dacă mă rămâne, alipiți de Domnul. De aceea apostolul zice, mie nu mi-este greu să vă spun mereu acele lucruri, dar vă este de folos. La Domnul, la lege, la cuvântul său, pentru că numai astfel vor rămâne în picioare. Deci Dumnezeu vrea, adică acceptă, spune, să punem o zi deoparte pentru Domnul, cum a spus-o astăzi. Bun, nu știu după ce calendar îi, român, slovac, nu contează, dar să fie pentru Domnul. O zi în care să ne gândim la Domnul, la lucrările sale, nu la mâncare, nu la ceva, știu eu, aranjat într-un fel sau altul, pentru ca numai Domnul să fie în mintea și în inima noastră, ca asta înseamnă să-L așteptăm cu drag să fie mirele nostru. Amin? Pentru că altfel numai cu martiraj va putea Domnul și oricum va veni asta. Să aducă biserica pe făgașul cel bun. Domnul să se îndure de noi toți. Amin.